Suntem la 20 de minute, emisiunea de analiză săptămânală a ziarului de Iași. Discutăm astăzi despre ce se întâmplă la PSD Iași în contextul toarid al acestei veri. Au avut loc mai multe schimbări, demisii și așa mai departe. Am considerat că este un subiect important pentru că organizația municipală a PSD Iași a dat de obicei liderii care s-au conturat mai târziu ca principal reprezentanță ai partidului, Gheorghe Nichita, Mihai Chirica și așa mai departe. L-am invitat de aceea pe Alexandrei, redactorul nostru, care urmărește de mai bine de 15 ani ceea ce se întâmplă la primăria Iași și în PSD Iași. Alex, bine venit în studio. Bine te-am găsit, Tony. Alex, spune mai întâi ce s-a întâmplat la filiala municipală a PSD Iași în ultimele 10 zile. După ce au făcut o analiză internă a rezultatelor alegerilor locale, am asistat la două demisii, una la Pașcani și una la Iași, la organizațiile municipale, acei candidați care nu au performat pentru funcția de primar. Deci vorbim de Dumitru Pantaze la Pașcani și de Bogdan Balanișu la Iași. Și cel mai probabil va urma și Târgu Frumos. Va urma exact și Târgu Frumos. Da. Să ne oprim puțin la Bogdan Balanișu. El a fost prezentat în campanie ca un tânăr de viitor și era pariul PSD Iași pentru municipiu. Ce a făcut el la alegeri? Care a fost performanța sa? A fost o contraperformanță până în cele din urmă, că a reușit să obțină procentual doar 13%, undeva la vreo 14.000 de voturi, la peste 20.000 de voturi față de primarul Mihai Chirica. Nu a fost contracandidatul principal, ceea ce pentru PSD a fost o pierdere până la urmă, pentru că ei, ca vot politic pe municipiul Iași, au avut un scor mai bun, de peste 20.000 de voturi. Deci partidul a avut mai mult decât candidatul. Și candidatul nu a tras mai sus partidul. Partidul a avut o problemă după imaginea proastă creată de fostul primar Gheorghe Nichita. Și la alegerile din 2020, partidul a avut doar 16%. Iar acum a revenit cumva la 20%. Să nu uităm că și prezența a fost mai mare în 2024. Da, dar procentual a crescut de la 16% la 20%. Și atunci cumva s-a pus problema, dacă partidul a crescut, de ce nu a performat candidatul nostru? Ce explicație ai? De ce nu a performat Bogdan Balanișcu? Cred că cel mai mare deficit al Bogdan Balanișcu a fost notorietatea. În ciuda faptului că conducerea centrală a investit fonduri pentru mediatizarea lui, inclusiv pe rețele sociale, inclusiv la televiziuni centrale, într-un an jumătate nu a reușit să se facă destul de cunoscut. Nu a fost candidatul carismatic care să atragă în jurul lui lume. Și e foarte important, candidatura lui a fost lansat foarte târziu, în mod oficial, cu 4-5 luni. Un candidat cu notorietate puțină, lansat târziu și pe un drum cu obstacole, aș spune eu, pentru că trebuie să spunem, el cumva concura cu Mihai Chirica. Mihai Chirica este fostul lider al organizației municipale a PSD Iași, fostul lider al organizației județene a PSD Iași, cel care i-a luat din voturi, cum să spune, a luat din electoratul PSD. Cumva analizele arată că Mihai Chirica e și primar și cu voturile PSD, undeva la minim 8.000 de voturi, în plus față de ce a asigurat PNL-ul și propria lui. Să ne amintim persoană. Că în acest studio am discutat în timpul campaniei electorale și cumva am prevăzut acest rezultat. Corect. Era de altfel de prevăzut și la PSD și noi știm că în echipa de campanie lărgită a PSD se spunea că Bogdan Balanișcu va avea un scor mai mic. Bogdan Balanișcu s-a bazat foarte mult pe, sau cel puțin inclusiv la noi la emisiune, a spus că el lucrează foarte mult la nivel de secții de votare. Să reorganizeze cumva organizația municipală pe secții de votare. Și spunea că va avea undeva la vreo 260 de reprezentanți. Chiar discutam zilele trecute cu mai mulți lideri PSD Iași și mi-a spus că, de fapt, nici acest obiectiv n-a fost îndeplinit, că, în fapt, el a reușit o organizare doar pe în jur de 60 de secții de votare, ceea ce e foarte puțin. O altă explicație la ce mă întrebai anterior. Da, în condițiile astea putem cumva vorbi de o sincronizare între cei doi Bogdani. La județ a candidat Bogdan Cojucaru, la rândul său un tânăr a apărut cu notorietate nu atât de mare, iar la municipiu Bogdan Balanișcu. Ei păreau la vremea respectivă, iar pariul lor era acela de a face o
nouă organizație PSD, o organizație de tip nou, doi tineri cu oarecare, să spunem, pricepere tehnologică, Bordean Cojocaru fiind un ITist, Bordean Balanișcu secretar de stat la mediu, doi tineri care promiteau un alt fel de PSD. Și deodată între ei apare un moment al decontului, în care Bordean Cojocaru îi spune: Bordean, am lucrat împreună, dar acum trebuie să decontez. Acest decont care s-a făcut acum prin demisia lui Bordean Balanișcu, o demisie pe care Bordean Balanișcu a ținut cumva să o accentueze, adică în comunicatul său a spus că la cererea conducerii județului. Deci, acest lucru arată că a fost forțat. A fost o tensiune între ei. Sunt doi, să spunem, doi prieteni care pleacă la drum și deodată apare o problemă între ei. Eu am interpretat demisia lui și, mă rog, faptul că a fost forțat să demisioneze mai mult ca o lovitură preventivă a Bogdan Cojocaru. În ce sens? Că forțându-l pe Bogdan Balanișcu să demisioneze, a scăpat de un om care poate avea pretenții la lista pentru alegerile parlamentare. Și în perioada aceasta la PSD și la alte partide, miza este stabilirea listei pentru parlamentare. E adevărat, dar Bordean Balanișcu ar fi avut loc pe liste la parlamentare pentru că e de așteptat ca PSD să obțină mai multe locuri decât, să spunem, unul singur sau dar două. Dar în același timp sunt foarte multe persoane din PSD care vor să fie parlamentare. E adevărat, dar nu crezi că este și o presiune cumva de la centru? Mă refer la faptul că la nivel central, la nivelul conducerii centrale a lui Marcel Ciolacu, cumva s-a cerut, vrem o analiză și vrem cumva capete. Vrem să faceți decontul pentru public. Astfel de decizii nu se iau fără ca conducerea centrală să nu fie într-un fel implicată. Dar de obicei acest lucru se face pe canale neoficiale, nu vine vreo hotărâre de la București să spună să-l demiteți pe Bogdan Balanișcu. În mod cert, Conducerea Centrală a știut și în mod cert a trebuit să fie și un țap spășitor până la urmă, care sunt casele. De fapt, din această cursă în doi, a doi Bordani, Bordean Cojocaru și Bordean Balanișcu, vedem cumva că Bordean Cojocaru operează asemenea schimbări la Pașcani, nu? Aici în Iași cu Bordean Balanișcu, spuneai de Târgu Frumos, în felul ăsta cumva încercând să-și consolideze poziția sa. La rândul său, el trebuie să deconteze un rezultat ușor sub așteptări al organizației județene a PSD, el fiind în poziția privilegiată de a fi obținut cumva mai multe voturi decât partidul. Da, și pe municipiu și pe județ. Putem vorbi de faptul că e o situație, să zicem, comună în politică, asemenea deconturi. Vedem aici, de fapt, o competiție între cei doi sau, dacă nu, măcar încercarea unuia de a gestiona în așa fel, astfel încât să intre în grațiile centrului? Cred că varianta a doua este mai ok, pentru că, până la urmă, nu am asistat la o competiție între cei doi. Urma, eventual, să asistăm la o competiție între cei doi în perspectiva realizării listelor pentru parlamentare. Dar, practic, dacă Bogdan Balanișcu nu ar fi fost forțat acum să demisioneze, cred că și trecea acest moment de vară în care, mă rog, toată lumea mai liniștită, să spunem politic, și ajungeam undeva la mijlocul lunii septembrie, cred că nu mai putea să-l ia nimeni afară de la municipiu, că se trecuse acea zonă și putea să spună că vrea un loc eligibil pe lista Camerei Deputaților. În condițiile astea, cum vezi viitorul lui Balanișcu? Deocamdată este, el va rămâne secretar de stat la Ministerul Mediului până la formarea noului guvern. Este consilier local ales. Acum de văzut dacă va emite pretenții eventual pentru o funcție de viceprimar, dacă PNL se va alia cu PSD în consiliul local. Dar e greu de spus acum. Depinde și cum se așează apele. Nu exclus ca în septembrie, când vor avea loc alegeri la PSD în municipiul Iași, să ne trezim cu candidatura lui Bogdan Balanișcu. Nu știu. Deși am văzut că a fost o lipsă totală de susținere din partea organizației municipale în al ăsta. De ce insist pe subiectul acesta? Pentru că avem lideri importanți politici care au pornit de la acest nivel de șef de organizație la municipiul Iași. Iașiul este al doilea oraș din țară, este un oraș important și reprezintă o trambulină în politică. Gheorghe Nichita, când a venit în PSD, a ocupat această funcție de lider al organizației municipale. Mihai Chirica, la fel.
De altfel, Mihai Chirica acum stă într-o situație cumva de frustrare, pentru că reprezintă o organizație municipală puternică, dar are competiție de la județ, poate va fi tema unei alte situații la noi. Zic că, insistând pe ceea ce se întâmplă la PSD, putem arăta, să zicem, celor care ne urmăresc, cum anume apar oamenii politici. Pentru că, la nivelul organizației municipale, PSD urmează să aibă loc alegeri. Probabil că miza este destul de mare. Aș mai face o paranteză, nu știu, Cătălin Ivan a fost, dacă nu la municipiu, el a fost pe tineret o altă și a ajuns europarlamentar, deci mizele sunt mari. Iașu, ca să spunem poziționare politică, oferă suficient tracțiune, să spunem. Dar trebuie să existe și un bagaj. Trebuie să existe și un bagaj în spate. Ai dat exemplul lui Cătălin Ivan. Cătălin Ivan a fost un personaj inclusiv la nivel național pe TSD înainte de a se afirma aici la Iași. Bogdan Cojocaru a fost șef TSD înainte să se afirme aici la Iași. Deci zici că asta i-a lipsit lui Balanișcu. Balanișcu la București, înainte de a se reactiva în politică, când a lipsit o perioadă, cea mai mare funcție cred că a fost de consilier la Ministerul Transporturilor. Atât. La nivel central mare. Înainte de... Dacă ar fi să tragem linie, în momentul de față avem, să spunem, un câștigător, Bogdan Cojocaru, care urmează la rândul lui să dea un examen la nivel central, o să revenim imediat la asta, și avem nou o provocare la municipiu. Urmează să se facă un nou birou de conducere. Aș vrea să insist puțin aici, pentru că au fost dizolvat biroul de conducere, lucru care a produs cumva ceva panică în rândul, de exemplu, a consilierilor aleși. Ce pot spune de asta? Din câte știu eu, consilierii locali ai PSD, nu cred că împotriva lor nu se va lua vreo măsură, că nu are ce fel de măsură să se ia acum. Cumva dezolvarea biroului politic a fost o măsură normală în momentul în care liderul a demisionat. Interesant va fi cineva candidat totuși. Eu nu văd alte personalități politice, să spunem, din PSD care își asume șefia organizației municipale. Sunt foarte greu de găsit, că mulți oameni nu se bagă pentru că știu că nu-i doar o funcție așa de fațadă. Acolo chiar trebuie să organizezi foarte... Iașu este un oraș mare, 260 de secții de votare, cum spuneam. Și trebuie să fii foarte, foarte prezent în toate organizațiile locale. Chiar nu știu la acest moment cine s-ar putea înhăma să candideze la organizația municipală, să nu apară vreo surpriză, nu știu, să iasă în față cu o figură feminină, eventual, sau cu un candidat care acum să nu fie de fapt în PSD. Aș mai introduce o nuanță aici. A fost un moment tensionat din informațiile pe care le avem și, cum se spune acum, pe surse. A fost un moment tensionat între cei doi Bordani, Bordan Balanișcu și Bordan Cojocaru. Și la un moment dat cumva s-a vorbit chiar de faptul că nu a existat, să spunem, un sincronism între ei nici în timpul alegerilor. Aș vrea să te întreb în ce măsură un partid local aici în Iași poate să ducă mai mulți centri de putere. Adică dacă cât de mult contează felul în care șeful de la județ își alege oamenii, loialitatea în partid. În cazul PSD, întotdeauna a existat un singur centru de putere la județ. La celelalte partide, să spunem că a mai existat un echilibru. Și să nu uităm că PSD este un partid care în cele din urmă își devorează lideri, inclusiv la nivel central, inclusiv la nivel local. Deci, pe scurt, în cazul PSD, doi centri de putere nu cred că vom avea prea curând. Și nici n-au fost, că Bogdan Balanișcu nu era pe același parer cu Bogdan Cojocaru, care la nivel de funcție, mai referiți din punct. Nu erau, cum spuneam, în sincronism. Pentru Bogdan Cojocaru va veni un moment al evaluării și probabil că acest moment va fi amânat pentru după alegerile prezidențiale și parlamentare, în care va fi judecată performanța filialei atunci. Din câte se discută acum, candidatul la prezidențiale va cere celui care se află în fruntea filialei județene să aducă cel puțin numărul de voturi pe care le-a avut la șefia Consiliului Județean. Cum vezi, să spunem, pregătirea pentru acest examen? La vot politic pe județ și pe municipiu, PSD asta destul de bine, cum spuneai și tu, mai bine decât în 2020 și aparent a recuperat.
Dar să nu uităm că prezidențiale, până la urmă, se votează mai mult omul decât partidul și nu știu dacă poate garanta Bogdan Cojocarul, Marcel Ciolacu, că va aduce 25.000 de voturi, dacă nu mă înșel, a avut pe municipiu Bogdan Cojocarul și 100 și ceva de mii pe județ. Mai important. Deci se anunță o provocare serioasă și pentru el. Putem extinde puțin acum la final și la celelalte partide? Pentru că în mare ținta este aceeași. Partidele principale vin cu candidați la președinție care cer, domnule, produceți. Da. Deocamdată nici nu știm toți candidații la prezidențiale. Că toți, din câte înțeleg, totuși Nicolae Ciucă parcă și-a anunțat-o așa când era prin Statele Unite. Marcel Ciolacu urmează chiar azi sau mâine să spună ceva. Da, dar... Să vedem mai tine candidații și după aia să vedem ce pot așa. La PNL. Da. PNL a avut cel mai mare scor din țară la Iași. Da, din cauza aceasta și cerința va fi mare la Iași cu un candidat prezidențial relativ slab cotat, Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă, care stă acum sub 10% în sondaje, nu? Va cere de la Iași o performanță de a-l duce la 20% cât a avut partidul sau 30% cât a avut partidul. Eu cred că prezidențiale vor fi destul de interesante din ce perspectivă. Votul va fi foarte, foarte fragmentat pe toți candidații, că toți sunt la dintr-un fel cotați și, mă rog, deja un influența care să-i facă în fine. Și e posibil să asistăm, nu știu, la un scenariu în care în primul tur să ai procente de 24-25, cel de pe primul loc. Și restul să fie, mă rog, până în 20. Vezi cumva o mobilizare deosebită și la alte partide, la USR, la AUR? Aici mă refer la filialele locale? Faptul că primul tur al prezidențialelor este înainte de primul tur al prezidențialelor este înainte de parlamentare, cu siguranță în perioada respectivă va fi o mobilizare la maxim de partea partidului, inclusiv la Iași, inclusiv AUR, inclusiv partidul de Ani Șoșoacă, inclusiv USR-ul. Vedem ce va face România Eco, dacă ați sprijinit pe Ciucă sau nu, că am înțeles că s-a întâlnit recent. Rămâne de văzut. Oricum, acum e o stare așa de relaxare până 1 septembrie, după aia începe tot tumultul politic. Alex, mulțumesc. Am încercat să vă prezentăm dinamica unui partid mainstream în Iași, un loc care poate produce pe viitor lideri unei chiar de anvergură națională. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit.